Salut, salut, bine ați venit la un nou episod. Băi, ne-am prins astăzi pe Moise și uitați ce s-a întâmplat cu mafia italiană. Deci, nu știu ce va urma, dar cred că va fi interesant. Apropo, guys, după să vă urmă pe România Rupei, vă aștept și pe voi și da, hai să drumul vizionare plăcută. Sper să audă, pe mine dau eu așa că n-am ce mai întâmplă. Cred că asta pe tot serverul problema asta. Dacă ați mai întâlnit o parte serverului, spuneți și mie în comentarii acolo dacă tot la fel e sau da, în fine. Deci, hai să suntem alineați toți și am zis că da, ok. Am început plaia, deci înseamnă că cineva cel mai mult ca sigur va muri. I-am prins pe italienește, a început și... Au ei. Păi, italiene! Italiene! Spune! Cât credeai că o să-ți meargă? Ce ai spus? Cât credeai că o să-ți meargă? Eu mult. Mult credeam să meargă, dar nu merge, nu auzi. Nu credeam să meargă. Meritați să muriți cu toții. Bă, nu cred. Iar pe ăla. Am avut Păi că încredere în ce rău organizația voastră de pe vremea lunea mitică. Sănătate. Acum lunea Asta nu. mitică e doar o mână de pământ. Așa o să ajungeți și voi. Bă, sper că nu. O scos pistolul, guys. O scos pistolul. Băi, mamă, Spune. îți cunoști bine oamenii? Normal, ce mai bun după orașul ăsta. De pe. Ce mai... Mamă, nu cred. Dar ce cu ce mai țintă? Te rog frumos, nu! Nu, te rog frumos. Pentru câți oameni ai omorât tu din mafia Curcubeu? Mamă, l-au dorit. Nu! Asta se va întâmpla cu Bravo! toți. Aoleu. Asta se va întâmpla cu toți. Nu te rog frumos, bebe, nu mai fă din astea, te rog frumos. Ce suflet de doi bani ai, bă, bebe? O să plătești pentru asta. Nu, ce râsare. E doar vina voastră pentru ceea ce se întâmplă. Sângele prietenului vostru este pe mâinile voastre. Pentru că voi l-ați băgat în asta. Tu ai dorit să știi. Urmezi, italiene. Urmezi. Mai bine mă omor de pe mine, că pe toți colegii mei. Bă, și nu. Nu mă fă, te rog frumos. Ești pregătit să mori, italiene? Bă. Ești pregătit să mori? Nu încă. Să plătești pentru... Nu! Înainte să mori tu, îți voi arăta ce înseamnă suferința adevărată. Oprește-te, bă, bă, Moise. Ce? Vreau să vorbesc cu tine. Gata, bebe, Moise, oprește-te. Mamă, patru mai Eu rămas, te-am trădat pe tine, pentru că eram prea, aveam Hello, foarte multă putere. Sunt 4-4. Și am crezut că cu puterea mea, dacă te omor pe tine, eram cel mai bun din tot orașul ăsta. Mințești, mă, Da, n-am prea, din păcate. Te rog frumos, nu mai omoră pe băieții ăștia. Că n-au nicio victimă. Te rog frumos vine. Să Vine, ne aliem cu victima. tine și să facem ceva mai important. Bă, trece acolo la perete. Ce zici, mă? Ce, mă? Băi, italiene, ai uitat când am venit să vorbesc cu tine? Să-l dăm jos pe hodorogul ăla de nea mitică. Iar tu la fel făcea. De tata. Taci că-ți dau jobenul la jos din cap. Asta e bun, mă. Care tot la fel făcea, îi făcea rău mafiei Curcubeu. Știu.
Și l-am bazat pe tine, cum să faceți treaba aia l-am luat. Mamă. Băi, deci dacă nu mori și pe aia... Există ceva, eu cred că... Există ceva toxic în organizația voastră care vă întoarce împotriva noastră și vă ia mințile. Așa. Așa e. Ceva noi este. Am ceva de adăugat. Eu nu știu cum să vă zic, dar voi aveți invidie pe noi. Nu invers. Băi, Mihai. Am venit eu atunci, te-am chemat să facem ceva, dar sincer și fie vorba aici, ești la fel ca tatăl tău. Ce vorbă? Ce-am vorbit rămâne între noi. Acum, ce vorbă? Nu mai are rost acum. O să vă omor pe toți. Nu, parcă cinema, nu film, nu-i cinema, dracu. Știu să mă mai de centru. Mă cam dor picioarele. Mânele și de ochii mei, de ochii mei pe care mi-a ars. Ia ridicați-vă în picioare. De ochii mei. Mulțumesc frumos. Hai și cu ochii tăi. Da, mă, dar mi-au ars italiene, opt. Ce am să vezi cum morim. Ceva și a costat 150 de mii de ani. Țineți mâinile sus toată lumea. Mamă. Suntem morți. Am ajuns și eu bătrân. Spune. Italiene, italiene. Tu știi cât de mult am ținut eu la tine? Deci eu când am vorbit atunci cu tine, mă vedeam cel mai mare mafiot din acest oraș. Iar tu erai alături de mine. Mi-aduc aminte. Nu, mă aduc aminte. E clar. Italiene, fii atent aici. Vă mai dau o șansă. Și ție, italiene, și ție, Larișo, și ție, Happy, și ție, Mihai. Vă mai dau o șansă. Și celor care mai sunt în mafia voastră. Dar, până când o să aleg un lider demn între voi, până când unul dintre voi îmi va demonstra că sunteți loiali și că putem face afaceri împreună, există cineva care tot timpul îmi strică planurile. Andrei, ia vino încoace, mă! A? Mă uitam și vin eu aici. La uși. Salut! Ce mă salutați așa? Băiatul ăsta o să fie liderul mafiei. Da, da. Eu? Tu, Andrei, tu o să fii liderul mafiei italiene până când unul dintre ei va fi vrednic să devină lider. Bobalău! Cine, dar nu e? Băi, eu zic să tăcet la orice. Bine ai venit, Andrei. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Dacă vă trădați, o să... Dacă o să trădați, o să ajungeți pe tine. Ați înțeles? O să ascultați de el tot ceea ce spune el, e literă de lege. Mi-a dat discul, nu-i mă. Cui? Mie. Și pericol ce-a făcut? Te-a dat acolo, rămân? Nu știu. Mi-a dat discul pentru a făcă. Mă reintru. Dar m-ați adus în situația asta. Vreau băieți. Băi, eu-s liderul aici, la mafie, de mine ascultat acum. Băi, fii atent. Băiatul ăsta, Mihai, o să stea închis până când o să aleg un nou lider dintre voi. O să-l închideți. Eu sunt lol. Tu ești provizoriu, mă.
Unul dintre ei, poate o să-l pun pe băiatul ăsta, Happy. Ne bată pentru acel... Sau grad. Poate pe Larisa. Ia zi, Larisa, cum ar fi să fii tu lider? S-a dus cu tot, că și cu tine s-a dus. Că comentai când... Mamă, pomilare, să vrei să fii... Ia, vine. Nu mă băși rogule acum. Mi-ai făcut astăzi. Să nu fie la Larisa. Asta meriți, bășarul. Dar nu și el are. Acolo un fantom, ia zi. Gata. Și tu, Epi, nu ar să te iert pentru ce ai făcut. Nici pentru că da, ce-ai făcut. Andrei, controlează oamenii și hai să mergi de aici. Bine, mai repede. Mihai la mașină. Luați-l și pe Mihai. Luați-l și pe Mihai. Dăm drumul din cătușe. Nu. Și Toranul sar un pic. Să plătiți pentru asta. Și dau drumul. Bebe, da. Chiar îți eu lider la ăștia? Stau. Da, tu o să te ocupi de ei până când unul dintre ei se va dovedi. Tot. Ce faci cu ei? Băi, rău. Și să țineți închis până Mihai ăla, că ăla e la fel ca tacă. L-ai salvat, să nu, să nu, să nu. Să-l salvăm sau nu? Aștept-aș că-l salvăm, mă. Lasă-mă. Hai că-ți dau după aia pe drumul. Da, așa mă, șmele. Băi, nu fuci nimic. Dau drumul după aia. Dau drumul după aia. Vom merge să dăm un jaf împreună. Dar trebuie să mă duc să mă schimb, bebe. Rămâi așa, nu este nevoie să te schimbi. Nu lăsa-mă acolo, gaj, nu lăsa-mă acolo. Andrei, tu te ocupi deja. Andrei! Băi, unul de la mine din spate să se dea jos ca să-l George, dă-te tu. Lați-mă cu pistolul, leac. Mă urc eu? Și bag la aici pe Mihai. Stai că deschid. Andrei, te rog frumos, ia-mă cu pistolul. Frumos. Băi, să-l bagi unul pe Mihai aici. E chiar așa greu? Vino încoace-te. Șarpe. Nu mergem cu mașina asta. La ce bancă, bebe? Mergem la aia din deșert. Perfect. Veniți după mine, ușor. Nu pot. Da, dintre toți fix tu. Fă. Da, și fă. Fiat. Dar cu metri. Băi, Andrix. Da? Îl salvăm pe... Mihai. Nu. Mamă. Na. T-o lăsat, mă. Eu ne simțit, mă, Mihai. Nu-i bai, că... După aia te răzbun tu pe el. Ce, vrei să lași totul în mâna lui Bebe? Lasă, chiar lasă, totul. Că nu mă bine. Nu mă bine dacă nu mă lăsăm. Ai, ești femeie, mă, nu știu să le rezolv singur, mă. Eu șeful tău. Că poți să te descurci singur. Da, bă, te-ai văzut să vorbești, bă? Și femeia asta... Cine l-a din față? Și femeia asta... Asta a fost a mea, asta. A, asta s-a dat la tot. Să că și la tine s-a dat. Da-ți așa că am o treabă aici. Cred că l-aruncă. Fii atent, cred că l-aruncă. Pentru informații mă dau la toată lumea. Păi ne-a luat informații de la mine. Dormeai. Ce ai luat, mă, că telefonul avea parolă. Hai să mergem un pic mai tare. Da. Băi, fă, am avut noroc, dracu, că nu ne-am omorât. E bărat? Mamă, ce-a omorât pe aia doi. De unde merem? Nu știu, bebe știe. Cred că l-aruncă pe unul dintre aici noi. Aici am muncit eu mult timp, când eram în tinerete. Păi și-am câți ani aveți șeful? Eu am 31. 31. Păi eu am 35, mă, cum facem? Nu știu, șefule, că tot eu sunt mai mare decât tine. A, noroc că tu crezi cu bebe, nu. Bă, nu m-am crezut cu bebe, eu l-am crezut pe el. Eu sunt mai bătat strâns decât bebe, asta e chestia, că eu am fost neapuiul cândva. Mie mi s-a dat o poțiune. Ai fost? Bă, bine, ai fost? Bine, hai, gata, să n-aude bebe. Să ne pun pușcă pe toți. A, nu ne mai aude. Te vorbim doar la prezent.
Da, da. Și la viitor. Hai să vei careva la volan, că eu am treabă. Păi tu ai treabă, nu bine. Băi, Tibi, unde ești, mă? Tibi! Da! Vino și dă-ți jos din mașină. Băi, sper că nu-l omoară. Mam. Băi, sper că nu-l omoară. Băi, sper că nu-l omoară. Stai respect față de mine. Ia-mă cu pistolul, te rog. Și dă-i... Așa. Tibi, ia-l și du-l acolo în mijloc și pune-l în genunchi. Restul suiți-vă în mașină să plecați. Aolo, hai să conduc eu, conduc eu, dă-te ca conduc eu. După tata vă duceți toți, băi. Stai, bă, cu tata. Șeful, te salvez eu. Ai grijă de tine. Ce să salvezi tu, mă? Ia dă-te, mă, jos din mașină. Băi. Dă-te jos. Tibi, pune cătușe și la asta. Stai că le pun eu, cum am o pereche. Las. Băi, rămâi pe loc. Rămâi. Rămâi pe loc, că te... Polot. Polot, rămâi polot. Nu, 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 nu. Am glumat, am glumat, am glumat. Am glumit. Aaaa. Da-te de aici să-i pun cătușe. Mai pot. Aaaa. Un braț. Încătușați și lăsați-l acolo lângă șeful lui. Șeful lui Andrei. Băi, o șeful, băi. Hai să mergem. Nu avem nevoie de șef, nu o să putem face niciodată afaceri cu oameni de genul. Să nu te vadă, să nu te vadă! Pune-te în spatele meu, pune-te repede în spatele meu! Nu, da, nu, da, nu, da, nu! Ne-au văzut. O dată viitoare o să moară. Știi, nu? Trebuie să facem afecă mai puternică. Ferma noi doi. Și fugi. Fugi, că nu-mi prind să rază. Fugi, mă! Ridică-te! Bă, ne facem un pic. Mamă, ne-am dus. Bine, ne-am dus, nu... Ne prefacem un pic, că uite, au început să treacă deasupra asupra noastră și nu-i baim. De acum încolo... Stai să plece repede. Unde-s? Că m-am prefăcut, m-am lăsat jos. Bravo. Au plecat. Bun. Hai să luăm BV-ul ăla. Hai că rămâi în forță. Hai că mai pot. Hai că ne lăsa cu de-asta. Mamă, cum faci cu ăsta? Mă ajungi până acasă. Ce urmează de acum încolo? Război între mafia curcubeu, mafia italiană și mafia curcubeu. Bun. Deci, mare, ați văzut ce a fost. Trebuie să facem recrutări. Vă aștept și pe voi, pe să vă luăm pe România. Hai să ne răzbunăm. Bă, am fost, am happy. Dacă v-ați plăcut acest episod, te-am lăsat. Acesta este doar un roleplay. Nu purați în serios. Asta e. V-am pupat. Salut. Vă zic cât mai frumos să aveți. Ia zi-mi unde să te duc.